Pe pânză, tot pe pânză, da. Spuneai mai devreme că în continuare ești interesată de trecut ca sursă de inspirație. Ce urmează? Urmează trecutul. Da, sper ca și din punct de vedere, cum să zic, om al societății, să pot să-mi găsesc un loc și să pot să-mi exprim și ca artist plastic și ca muzeograf această dorință de a da publicului fragmente din istoria recentă și orică în colaborare cu diferite instituții, cum a fost și până acum, și țin să-i menționez și să le mulțumesc pentru ajutorul dat la accesul la anumite documente CNSAS-ului și CCR-ului, dar și postum Lenei Constante, pe care am cunoscut-o, și doamnei Ioana Voicu Arnăuțoiu, cu care am discutat, deci persoane direct implicate. Am văzut că sau doamna Sanda Golopenția, doream foarte mult să fac un portret al tatălui ei, ultimul portret din închisoare. Și mi-a spus, știți că nici nu este. A murit înainte să-i facă și fotografie. Mă gândesc cum ar fi un asemenea portret. Deci sunt oameni de cunoscut, sunt oameni în jurul meu care sunt aici și aș vrea să iau legătura cu ei. E o problemă delicată, pentru că scormonești ceva ce uneori e greu să-ți aduci aminte sau... Poate să fiu chiar prea incisivă sau, nu știu, mie îmi pun tot felul de probleme. E bine ceea ce fac, nu e bine? E exhibiționismul ăsta care e parte din expoziție. Uneori mă înfioară și îmi vine iar să mă retrag în atelier și să fac numai pentru mine. Dacă îndrăznesc asta, e bine? Ofensez? Doare? Folosește la ceva? Da, sunt tot felul de întrebări care vin de aici și încerc să mă reașez mereu și să-mi dau seama cui folosești. Ai ajunge la aceste întrebări dacă obiectul muncii tale nu ar fi totuși istoria recentă? Nu ar fi realitatea recentă? Păi, cred că realitatea recentă e legată de istoria recentă și invers. Adică dacă sunt nemulțumită de ce văd, este pentru că avem o moștenire, nu știu, poate că asta e părerea mea, alții spun că nu, că din alte motive suntem cum suntem astăzi, dar l-auzeam pe un domn spunând că generația de la Nucșoara, dinainte de anii 60, da, se pare că nu mai este acum. O persoană de specialitate spunea, nu s-a creat omul nou, că și asta am pus în expoziție ideea aceasta. Eu cred că s-a creat omul nou și că asta vedem în jurul nostru consecințele de la cum arată anumite case, cum arată anumite discursuri, anumite gesturi, nu? Și tânăra generație este omul nou, omul vechi, ce-i aia, încotro mă îndrept, cum o să fiu eu. Eu sper că dacă nu e omul nou, înseamnă că putem să răzbatem și să mai vorbim despre asemenea evenimente și să facă de muzee legate de istoria recentă, dacă nu înseamnă că cei născuți acum, fără nicio atingere față de comunism, vor putea fi omul nou, în sensul bun al cuvântului, peste 20-30 de ani. Irina, îți mulțumesc că ai venit astăzi la Timpul Prezent. Te aștept și cu altă ocazie să le spunem ascultătorilor că se pot întâlni cu Irina Haznaș-Hubbard înainte de Paști, când va exista o expoziție la Galeriile Curtea Veche din București. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. O să vă rog să-mi spuneți cum se numește expoziția despre care am vorbit astăzi la Timpul Prezent. O expoziție prezentată în perioada 21 decembrie 2009-4 ianuarie 2010 la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Aștept răspunsurile dumneavoastră pe adresa timpulprezent@gmail.com. Până în această seară la ora 24, câștigătorul desemnat prin tragere la sorți va primi din partea Humanitas Multimedia un audiobook semnat de Traian Ungureanu. Irina Haznaș-Hubbard a fost invitată mea astăzi la Timpul Prezent. Nu schimbați frecvența, după știri urmează Vorba de Cultură cu Attila Vizaur. Au fost alături de mine regia tehnică de emisie Andra Mocanu, Mihaela Adam și Viorel Grecu. Sunt Elena Vlădăreanu, ne întâlnim mâine, să aveți o zi minunată.